Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să facem smash or best în Fortnite, oameni buni. Fiecare cu treaba lui, vloggerii cu persoane reale, eu cu skill-urile din Fortnite. Pentru că, băiți, asta este, despre asta e vorba în canalul meu, oameni buni. Înainte să înceapă clipul, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și de subscribe, follow pe Instagram la un robinetul și gen pe camera din Discord, băieți. Toate astea pentru a vorbi, băieți, puțin mai mult cu mine. Bineînțeles, băieți, puteți spune codul pe item shop doar dacă vă place ceea ce fac și dacă vreți să mă extra susțineți față de ce faceți pe YouTube, pentru că, băieți, sunteți insane. Am pus clipuri, băieți, zilnic și live-uri. Băieți, la clipul de ieri, care în momentul de față este pus pe YouTube de 17 ore și are 33.000 de vizualizări și 4.000 de like-uri și nici măcar nu e în trending, și tot așa la fiecare clip, băieți, sunteți genial, vă respect și vă mulțumesc foarte mult. Nu uitați, băieți, să lăsați acolo și un comentariu să știu și eu cine e pe clip și cer să vadă și prin voștri like, subscribe, știți, sacămul. Oameni buni, puteți folosi și primul link din descriere dacă vreți să vedeți un PC foarte bun de la PC Garage alături de un cod de reducere, băieți, care se aplică pe absolut orice comandă pentru a beneficia, bineînțeles, de o reducere. Și, oameni buni, eu vă las direct cu videoclipul. Vizionare plăcută. Ok, băieți, am intrat și noi pe hartă, aveți codulețul de la hartă sus și mulțumesc foarte mult lui, o secundă, lui Darius Avram, pentru că a cumpărat membru, băieți, pe canal. Nu eram live sau nu am pornit clipul, pentru că până m-am setat eu, până am făcut toate chestiile astea, am primit acolo pe fratele Obiescă, bă, a cumpărat fratele Darius Avram membru la mine pe canal. Darius, mersi foarte mult, broderică. Și, oameni buni, sunt aici alături de Tudor și, cum am spus și în intro, o să jucăm Smash or Pass în Fortnite, băieți. Vloggerii fac cu persoane reale, eu fac în jocul la care mă pricep, să zic, sau care îmi reprezintă canalul. Și, băieți, hai să vedem colecție de modă 2019, adică 2020. Hai, vino primul. Let's go! O să fie fratele Slaygood cu skinul Lace, cred că e ăsta. Te rog frumos, fă o piruietă. Ia uite ce skin frumos acolo cu pickaxe. Mă rog, băieți, nu o să băgăm neapărat în seamă pickaxe-ul, dar hai să zicem că-l jugeam și pe ăla. Ia zi, Tudorica, dai smash sau pass? Îți place sau nu? Skinul ăsta îmi place. Cred că ar trebui să vezi puțin mai tare, te rog. Skinul ăsta îmi place. Așa. Place și pickaxe-ul. Așa. E un fel de vreau skin, băieți. Și părul. De ce îți place? Uite, ți-a dat acolo și mău și lui place. Ok, băieți, îi dăm aici drip să curgă, băieți, cu voturi pozitive. Te rog frumos, Slaygood, întoarce-te ca să vină următoarea persoană acolo cu skin-ul. Și mie mi-a plăcut, băieți, skin-ulețul, chiar arată foarte bine. E un skin pe care și eu îl voiam, dar nu mi l-am cumpărat pentru că, băieți, economisez V-Bucks, pentru că e pe plan ceva acolo, o să vedeți exact pe canal. Bun, hai să dăm next round. Ia uitați aici frumos cum vine un skin crystal cu un pickaxe acolo frumos pe măsură. Puțin mai faceți, te rog frumos, că ți intră reflectoarele în ochelari și nu prea văd skin-ul, adică ochișorii aia frumușei. Fă puțin, te rog frumos, o piruietă. Doamne, ia zi tu, Dorica, ce părere ai? Îți place? Mie îmi place foarte mult, ne iubește și ea. Wow, e foarte frumos, culori foarte frumoase, îți place? Skin-ul din general, îți plac codițele? Mie îmi plac codițele. Are ruși pe buze? Nu știu, cred că are ruși pe buze. Se potrivește și albastru ăla de la skin cu ăla de la pickaxe, îi dau smash. Și eu îi dau smash. Drip, 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 drip. Let's go! Hai, Tudorica, dă-i și tu acolo next round. Fuck. Hai să vedem următorul. Ia să vedem. Hopa, puțin cowboy astăzi. Sau cowgirl, cred că așa se spune. Mă rog, anyway. Hai puțin mai în față, te rog frumos. Uite acolo o piruietă frumos. Ai un decolteu puțin cam, nu pot să zic provocator, pot să zic mare domnișoară. Dar nu este nicio problemă. Dar din cap e de acord cu mine. Ok, o piruietă, te rugăm frumos. Acolo vestuță, nimic, niciun tricou de sub, absolut nimic. Ok, bandana aia pe mână e numărul 1, păr roz. E de acord cu mine, ok? Tudorica, tu ce zici? Nu zici nimic, nu-ți place? Mie îmi place pickaxe-ul ăla. Îmi plac în general skin-urile de cowboy. Da, de ce îți plac? E o fată. Deci, nu știu, eu îi dau smash. Pac, smash it! Next round următorul, hai să vedem ce o să fie. O să fie, oameni buni, skin-ul de Jordan, fată. Holy shit, ce mișto e, te rog frumos. Pă, o piruietă, domnișorul Luca. Oh, let's go! E cu mișcările la el. Ce tare. Ia uite-l, fac. Ce zici, Tudorica, îți place skin-ul? Îmi place și eu l-am ăsta. L-ai și tu foarte tare, Tudorica. Și eu am vrut să mi-l iau, doar că a fost puțin cam scump. Dacă nu mă înșel, 3000 V-Bucks sau 2000 sau nu mă știu cât era, mă rog, 2800. 2800, holy shit, a fost scump. Mă rog, un skin foarte frumos. Și eu îi dau smash. Tu ce-i dai, Tudorica? Îi dau smash. Smash, până acum am dat doar smash-uri, băieți. Hai să facem ediția de skin-uri animale, smash or
PES. Bun, băieți, am revenit cu ediția de animale. Suntem tot cu Tudor, tot el jurizează, băieți, și spun direct să dăm drumul la treaba. Hai să dăm aici next round. Primul animal este... Nu cred. A venit fratele Yeti, băieți. Holy shit, te rog frumos, frate, fă o piruietă. Doamne, ce ești, Tudor, îți place skin-ul? Smash sau PES? Mie nu prea îmi plac picioarele la skin-ul ăla. Cum nu, frate, sunt cele mai blănoase și... Cel mai blănoase și mișto picioare, frate. E prea slab. Păi ce, mă, tu nu ai genunchii slabi? Ia să vedem, ce genunchi ai tu? Ba da, frate, sunt slab și genunchii tăi. Picioarele nu mi-s grase și la un moment dat slabe. Păi bradele nu-s grase, e blană. El stă la minus 14.000 de grade. Vreau să văd ceva, vreau să văd ceva. Ai doi dinți în gură. Mă rog, să știți că am, să știți că am dat smash. Bun, băieți, pentru skin-ul de mai devreme am dat drip. Chit că am găsit acolo în apă, n-are treabă. Tudorica, tu ce ai dat, bradere? Că ție nu ți-a plăcut. Ia de aici butonașul roșu. Ia da PES, băieți, Tudorica s-a supărat pe el. Hai să vină următorul, oameni buni. O să vină ursuleț. Ce faci, frate? Te-ai supărat? Doamne. Tudorica. Bă. Doamne. Ah, salut. Bun, deci avem aici, Tudorica, un ursuleț. Ce părere ai, ursulica? Tudorica de ursulețul ăsta, bradere. Ia spune-ne tu. Oh! Tudorica, ursulețul winner, uite! Oh my god! Let's go! Uite acolo campionul, Victoria, băi, se cunoaște, frate, se cunoaște, uite, ok, ok. Mamă, are mișcare, Sherica are tot ce trebuie, skill-ul e frumos, mie îmi place, are și rangă, Tudorica, dacă nu se achimite, îți bagă ranga aia în ochi prin ochelari. Tudorica, mie îmi place, i-am dat drip de două ori, i-am dat drip, ție-ți place, ia uite și lui Tudorica, hai Tudorica, let's go! Doamne, băi, next round, hai să vedem următorul skin, stai închis așa în față. Hai să vină următorul. Lupu. Mamă, băiat fioros. Mamă! Tudorica, ce părere ai, frate, de el? Mamă, pe mine mă sperie, frate, mie mi-e frică de lupi. Doamne, n-ai codiță, frate. Ce lume n-are codiță? Direct, PES, nu-mi place, frate. Pune-i codiță înapoi. Ești lupul păcălit de vulpe? Urât, urât, nu-mi place, frate. Nu-mi place, urât, pleacă de aici. Pleacă de aici. Place că s-a combinat culorile, dar fără coadă. Hai, dă-te puțin să-i dau acolo. Nu era ursul păcălit de vulpe? Ba da, frate, dar am adaptat, frate, am adaptat, că ăla era un lup, știi? Ok, hai, next round, oameni buni! Hai să vedem cine vine! Vine o iepuroaică, let's go! Nu e tocmai un animal, băi, știm, dar o să credem că este unul. Luca, te rog frumos, rotește-te, are și mișcare șerică, tot ce trebuie. Băi, ca un fotomodel adevărat. O secundă, te rog frumos să vin și eu acolo lângă tine, că vreau să văd și eu ceva foarte frumos. Uite, tu ai codiță, chiar îmi place chestia asta. Ai niște grenade, băi, băi, lu-asta, dacă nu-i dăm, dacă nu-i dăm smash-ul ăsta, cred că ne aruncă în aer direct. Smash! Am făcut ediția fete, am făcut ediția animale. Acum ați facem, băieți, și ediția băieței, de ce nu? Sună puțin greșit, dar nu ne băgați în seamă, băieți, pentru că teoretic este un fel de Bravo Ice skin. Și o să spunem dacă ne place sau nu skin-ul, așa că, oameni buni, hai să vedem cum o să fie. Băieți, hai să începem și noi sesiunea de Smash or PES pentru secțiunea de băieți, tot cu Tudor jurizez, băieți, și hai să dăm aici next round, hai să vedem cine o să vină și cu ce skin, oameni buni. Pam, pam, pam. Oh my god, a venit fratele Jordan, brother, arată-ne acolo o săritură. Ia sar să dai dunk acolo la coș. Oh, oh, băieți, stai, stai, stai. Trebuie să văd ceva, Jordan, trebuie să văd ceva. Sunt original papuci ăștia sau sal? Ia stai să văd și eu. Stai. Oh! Da, sunt original, Tudorica. Hai înapoi. Și vestea originală și tricou și tot. Băi, Jordan ăsta e forțos. Vezi? Are mușchi mișto, mie chiar îmi place, băieți. Are mușchi, mie îmi place. Skin-ul frumoase, are stil. Hopa, pac, direct, direct, drip, 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 smash, băieți, smash. Ăsta e PES. Nu, ăsta e smash, ăsta e PES și ăsta e runda următoare, oameni buni. Hai să vedem cine o să vină. O să vină. Tudor, tu vezi cine a venit aici? Stai, ce, Tudor? Da. De unde ai emote-ul ăsta, frate? Te zice asta. Băi, schimbă skin-ul ăla, mă, că eu sunt cu ăsta. Ready. Tăte, mă. Bă, Tudorica. Ție în viața reală îți place să râzi? Mie? Da, zi sincer. Vreau schimbă skin-ul. De ce crezi că râd atâta? Zi, bă, îți place să râzi în realitate? Au, tastatura, Robi. Nu, the cancer. Ce tastatura, băia mea? Luca scrie, frate. Doamne ferește, Luca scria, bradere. Tu nu mă crezi. Ia uitați, băieți, piratul. Doamne, că vine aici, băieți, să ne bată piratul. Holy shit, băi, deci, nu știu, tu ai un ochi acolo, frate, sub mască sau nu ai ochi? N-ai ochi? L-am pierdut.
A, l-ai pierdut, ok. E cea normal să-ți pierzi ochii, nu? Pierzi ochii cum pierzi pixurile prin clasă. Ce părere ai tu, Dorica? Îți place acest băiețel? Stil nu prea are, dar ține minte că e un pirat. Nu știu, mie nu prea place, sincer, hăinuța aia, gluga aia e... Nu știu, chiar nu-mi place. Ia să mă apropii să văd aici detalii. Ia uite, are și tatuaj, cercei. Bine, asta e tipic piraților. Hainele sunt rupte, cred. Uite aici pe spate, habar n-am, sau așa e modelul. Nu știu, pantaloni peticiți. Nu știu, brother, că mie nu-mi place, îi dau aici pes. Nu-ți place, Tudorica? Îmi pare rău, piratule. Te rog frumos, pleacă de aici. Let's go! Cine o să vină? Cine o să vină? O să vină! Holy shit! Un băiețel cu glugă. Opa, un băiețel albastru, adică, mă rog, căinuță albastră, ne sună el. Hai zi, are niște genunchiere, are un hanorac ceva cu model aici pe umeri. Alo, da, acum ai răspuns. Ai răspuns foarte tare, Tudorica, cu tine, cred că vorbea, zicea, băi, să-mi dai smeșcă, dacă nu, îți, nu știu ce. O, uite, ne dai și cu Easy, băi, are frunțelele făcute, nu prea făcute. Ochi verzi, mamă, cred că arăta, băi, bradere, trebuie să vii aici cu lentile de contact. Eu te are papucii să zici că fiare de călcat, ești nebun la cap. Hai că, bă, nu știu, așa tematică, gen, el așa ca skin arată decent, dar sincer să vii cu fiarele alea de călcat în picioare nu-mi place mie. Dau aici PES, ai voturi, unul da, unul nu ești de acord cu noi? Cine o să vină? O să vină un înger băieți de gheață cu un mic DPKX. Hai să ne apropiem băieți și noi puțin. Pac, coborăm aici. Sexy, îți place? E romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos, nu? Uite aici, mamă, băi, evident, mamă. Păi, fii atent, tu dacă sări aici în apă, ne îngheți apa? Unul la mână, tu nu prea ai niște haine pe tine, dar nu e nicio problemă, ăla ai niște pantaloni și cârpa asta, dar e ok. Nu prea are ochi. Cum adică, ia de-i să văd eu. Stai pe loc, te rog frumos, nu te mișca. Ia să vedem aici ochișorii. Da, nu prea are ochi, dar nu contează, frate, poate are lentile de contact albe, te-ai gândit la chestia asta? Frumos, aici niște tatuaje albe, cred, aici niște pantaloni de la fratele Versace, sau Fendi, mă rog, nu știu exact, am sortez pentru Versace. Are în picioare niște Balenciaga, oameni buni, sau Dolce Gabbana, mai bine zis. În lateral are un buzunar, cred că aici ține telefonul, băieți, ca să nu-l pierd. Are o curea de la LV. Are lacrimi de oțel și o să zic un... eu o să zic un smash. Tudorica, tu îți place și ție, bradere, dar tu n-ai zis nimic, tot da, runda. Ia zi, ce-ți place la el ție? Îmi plac culorile, că se combină. Ok, uite-l că e fericit el. Doamne, văd copilul fericit din el acum. Da, băieți, nu știu, mie mi-au plăcut unele skin-uri, altele nu mi-au plăcut, bineînțeles, Smash or PES. Am dat și PES, am dat și Smash. Oameni buni, dacă mai vreți partea a doua din acest clip, să zic așa, în ghilimele, nu uitați, băieți, să apăsați acolo butonul și drag, pentru că, băieți, sunteți insane. Am încredere în voi că putem strânge măcar 1500 sau 1000 de like-uri la clipul ăsta, pentru că, băieți, credeți-mă, am toată încrederea în voi, sunteți cei mai tari. Nu uitați, băieți, să lăsați un comentariu să știu și eu cine s-a uitat la clip și, bineînțeles, să dați și un share ca să vadă și prietenii voștri și să vă abonați dacă nu sunteți abonați. Puteți folosi, băieți, codul meu de suport de creator doar dacă vă place ceea ce fac și dacă vreți să mă extra susțineți, un follow pe Instagram la unul robinet și join pe camera de Discord pe care aveți absolut întotdeauna în descriere, pentru că așa vorbim mai mult, vă pun pe story și tot tacâmul. Și bineînțeles, băieți, primul link din descriere, link de pisica garaj alături de un cupon de reducere mai mult pentru a beneficia de o reducere la absolut orice comandă. Eu am fost Robinet, adică eu sunt Robinet și v-am lăsat. Ciao! 3. Da, hai iar. Tu ai dat piatră, eu dau hârtie, te-am dat, hai. 1, 2, 3 și... Hai, 3, 2, 1 și... Ok, bine. Bun, băiți, am dat mai devreme skin-ul... Bum... Închide ușa să le iei. Bă, stă să nu mai vii. Închide ușa. Bun, băieți, am dat acolo drip pentru skin-ul de mai devreme. Băieți, pentru că mi-a plăcut, lui Tudorica nu i-a plăcut. Ok, bine. Puși de aici, bă. Bun, băieți, am revenit cu ediția de anim... 1, 2... Băi, stai-o acolo!